conformitate cu dispoziția primarului comunului numărul 425 din 18-11-2016, vă invităm să participați la lucrările ședinței ordinare Consiliului Local Comunal, ce va avea loc în data de 25-11-2016 la sediul primăriei Comunei Sândulieni în sala de consiliu. Ordinea de zi este următoarea. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare a autovehiculului special N3-SG1-RMAN 26-314 FVL-KO-FE-26-310 inițiator primarul comunei. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului autovehiculului special N3-SG1-RMAN 26-314 FVL KO FE 26310 cu numărul de matriculare Bacău 02 PRS aflat în cadrul Serviciului Public de Salubritate Sânduleni către Serviciul Public Drumuri Comunale Sânduleni. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Sânduleni, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea registrării în patrimoniul instituției unei investiții finalizate. Inițiatorul primarul comunii. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii chiriei pentru spațiul de funcționare cabinetul veterinar. Inițiator primarul comunii. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere pentru spațiul unde funcționează cabinetul veterinar, inițiator primarul comunei. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor transporta a cadrelor didactice care nu dispun de locuință pe teritoriul comunei Sândulieni, inițiatorul primarul comunei și punctul 8 diverse. Se supune la vot. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Deci începem cu punctul 1 din ordinea zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare a autovehiculului special N3-SG1-RMAN 26314 FVL KO FE 26310. În anul 2013, Comuna Sândulieni a achiziționat o autovehicul RMAN. Din 2016, luna februarie, colectarea deșeurilor menajere pe rada Comunei Sândulieni a fost câștigată de 10 luni prest, astfel încât noi nu ne mai putem desfășura activitatea cu această gunoiere. Ca să putem să o transferăm pe serviciul de drumuri naționale, trebuie să facem un raport de evaluare. S-a întocmit un raport de evaluare a acestei gunoiere, i s-a dat o valoare de 7.200 de euro. Aceasta este valoarea autogunoierei mari, care este a primărie Sânduleni. Ea fiind achiziționată cu 18.000 de euro. Întrebări? E un calcul simplu, i s-a dat o durată de viață de 5 ani, 18.000 de euro împărțit la 5, 3.000 și ceva de euro. Calculat la cei 3 ani de activitate, 3.500, înmulțit cu 3, minus 18.000, s-a dat valoare de 7.200, un calcul simplu. Dar bine, raportul de evaluare este mult mai amplu. Eu v-am prezentat un calcul simplu. Se supune la punctul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Să trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului autovehiculului special N3 SG-RMAN 26314 FVL KO
FE 26310 cu numărul de matriculare Bacău 02 pe PRS, aflat în cadrul Serviciului Public de Salubritate Sândulen către Serviciul Public Drumuri Comunale Sândulen. Serviciul de salubrizare în cadrul primirea nefuncționând, suntem nevoiți să o transferăm pe serviciul de drumuri public Sândulen, să o transferăm pe acest serviciu. Așa cum a spus și domnul Iulian, avem două posibilități. O posibilitate, a spus domnul Iulian, o posibilitate, am spus eu, posibilitatea de a-i pune o benă sau posibilitatea de vânzare. Să o vindem la valoare de 7200, dar încă nu am luat decizia, doar o transferăm de la serviciul public de salubritate la serviciul public drumul comunal de Sanduie. Adică având un serviciu care nu mai funcționează, nu poți să ții un utilaj pe un serviciu care nu funcționează. Pe deci pe un serviciu care funcționează. Întrebări? Punem la punctul 2. Cine este pentru? Contra? Se abține cineva? S-a aprobat punctul 2. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Sândulen, județul Bacău. Aici o mică rectificare. Nu aș fi să mai facem o rectificare de buget, dar am fost nevoiți. Nu sunt de ajuns și banii pentru sărbătorile de Crăciun, pentru festivalul de datini și pentru împodobirea bradului de Crăciun. S-au alocat suma de 8.000 de lei. S-a suplimentat suma existentă, care era de 24, plus suma de 8.000 pentru împodobirea bradului de Crăciun și festivitatea de festivalul de datini și obiceiului a comunei Sândulene. 5.000 de lei pentru motorină. S-a primit o adresă de la ISU prin care s-a precizat care este suma alocată pentru dezepezire, pentru perioada iernii și am pus 5.000 de lei, 50 de milioane, dar în funcție de necesități se va achiziționa motorină și 6.000 de lei pentru situații de urgență, pentru nisip, pentru cumpărarea unui nisip sau alte situații care sunt necesare pe perioada iernii. Sare, nisip, 6.000 de lei. Banii, dacă nu vor fi cheltuiți, se vor duce la viitor, nu se vor. Cred că aici, la punctul ăsta, domnul primar, cred că ar fi mai convenabil să cumpărăm sare decât să cumpărăm nisip. Nisipul este foarte scump. Bine, mă refer la nisip spălat, de care... Nisipul a scăzut, valoarea nisipul a scăzut foarte mult acum pe piață. Chiar acum, pentru drumul de la Greșești, am achiziționat nisip, o mașină de 20 de metri cubi. 20 de metri cu o mașină, primăria Sândulenii, inclusiv cu TVA, am plătit, cât ziceți, că înainte era foarte scump. Păi de asta zic, înainte 10 milioane, doar atât. Cu tot cu TVA, doar 10 milioane. 10 milioane o mașină. Păi mai scumpă sarea rău. Deci, a solicitat, firma respectivă a solicitat 55 de lei pe metru cub. Aici precizez un metru cub însemnând 2600 de kilograme. Deci un metru cub de nisip înseamnă 2600 de kilograme. El a vândut nisipul pe metru cub și a solicitat 55 de lei pe metru cub. Și noi, fără TVA, vorbim doar fără TVA, iar noi, pe baza licitației PSA, doamna Lidia Onea, i-am acordat doar 41,5 sau 41,6 fără TVA metru cub. Deci 50, aproape 50 de lei. Deci 49,92 metru cub de nisip. 10 milioane o mașină de 20 de metri cub. Asta înseamnă 1000 de lei. Deci o valoare foarte mică. Acum aș putea achiziționa și sare, dar ne cam stricăm drumurile. Sare și asta vreau să spun. Dar dacă trebuie să cumpărăm soluții din aia, acum 6.000 de lei, vom cumpăra soluții. O rulă de cară. Trebuie mașină specială. Nu avem. Știți că de acum asta drumurile astea nu mai sunt dezăpezite, deci nu sunt investimente cu nisip.
Numai cu sare, da. Cu sare. Domnul Național. Strici da, mașina. Strici, da. Și drum și mașini și asta se numă la porcărie. La nesipul. Dar dă-l acum, fără mașină. Deci, eu nu am totuși, o concentrație foarte mică, trebuie să puneți alea în misare. Sau clorul, dar se poate da cu pompă de electricitate. Aaa, da-te! Dar începem în epoca de cu pompă de electricitate. Dar câte soluții? Aici am știut de acolo soluții. Sunt aici mai ales de soluții. Sunt aici. Nu, 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 este pe combină de asta. Deci mai, deci mai. Mai dar special. Aia care da, trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea înregistrării în patrimoniul instituției a unei investiții finalizate. Avem drumul de Vreșești, din sat de la Vreșești, s-a terminat, s-a întâlnit cu centru verbal de recepție al lucrării și trebuie introdus în inventarul comunei. Valoarea de inventar este 7.490.000. Deci, deci orice investiții trebuie introdusă în patrimoniul instituției. Nu am ce să dezvolt. Orice investiții se întocmește un proces verbal de recepție a lucrării care este introdusă în patrimoniul instituției. Împotrivă? Abține? Da. S-a aprobat punctul 5. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii chiriei pentru spațiul de funcționare cabinetul veterinar. Cabinetul veterinar funcționează într-o clădire a primăriei Sângureni. Dumnea ei plătea o chirie, să zicem, destul de modică, 349 de lei pe an. Această valoare a fost reactualizată pe baza indexului preț-consum pe fiecare an, adică salat 1 ianuarie 2008, 1 ianuarie 2009, s-a intrat pe toate valorile Institutului Național de Statistică, unde precizea IPG-ul și s-a înmulțit 300 înmulțit cu 110. E o anumită valoare și tot înmulțim valoarea IPG-ului cu valoarea de dosă. Și am ajuns la o valoare de 450 de lei, parcă, pe an, sau, nu, 520 de lei. Această valoare trebuie actualizată și anul trecut, dar pentru că indicele de inflație a fost de 0,96, nu a mai fost actualizat. Spune rog. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere pentru spațiul unde funcționează cabinetul veterinar. Da, până i s-a expirat contractul, și trebuie prelungit contractul de închiriere. Propun închirierea pe încă 2 ani de zile și încheierea actul adițional de închiriere pe încă 2 ani de zile. Astfel, încă 2 ani de zile. Dumneavoastră. Supunul la loc. Este pentru. Împotrivă. Abține. Se aprobă punctul 6. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport a cadrelor didactice care nu dispun de locuință pe teritoriul Comunei Sângureni. La întocmirea bugetului, proiectul de buget la începutul lunii februarie s-a pus întocmit, au fost alocate anumite sume prin finanțarea complementară, iar decontarea, navetele
ARL, dar ce toate documentele se depun până pe data de 6 ARL-uri. Tuturor au depus toate documentele pe iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, iar acum noi trebuie să aprobăm acele cheltuieli. Valoarea, domnul secretar, știe mai bine care este valoarea, de, valoarea totală pe an este de 113.000 de lei, dar acum este mai mică. Adică fără noiembrie și decembrie, 28 și cu 24, 52 minus 3, 7.800 de lei. Pentru iunie 1.821, pentru iulie 442, deci asta înseamnă că era perioada de vacanță, pentru august 401, pentru luna septembrie 2.413, iar pentru luna octombrie 2.719. La decontarea se face conform Legii Educației Naționale. Da. Nu este pentru? Împotrivă? Abține? S-a luat și punctul 7. La punctul 8 avem diverse. Dacă... A fost o procedință simplă, nu cu puncte complicate. Ce dată se face în obicei? Date și obicei pe data de 27. Data de 27. Nu știu. Nu știu când 25. 27 va fi festivalul de date și obicei. Dar va mai fi o ședință până atunci. 27. Acum aș vrea să mă alătați din timp satele care vin în cap, în rători, adică fiecare să fie pregătiți, Nea Vasile, rezolvă și mă taie clasia cu data. Din cursul, până din cursul. Da, cu până în care. Mă duc la Maria, să îndeie costumii, să îndeie eu cu dezbrăcat. Domnul Marcuso, pe o funcțională asta, eu i-am pus pe ea să știți 30 de inci, poate am greșit 30 ani. Poate. Da. Aveți mai mulți de 30? Vorbim, mă, nu știu exact ce sunt, că nu-mi știu niciodată. Nu i-am încă bază de date exact. Nu vorbim, ia, frate. Rodeam. Aș vrea să aduc și ușii de la Comănești. Am vorbit cu două persoane. Câți bani ai cu bagaj și cu uși, cu toate? Am vorbit cu două persoane. O persoană de la Dofteana, o persoană de la Dărmănești. Acum, nu știu, mi-a solicitat o anumită valoare de urs. Eu nu știu ce înseamnă asta. Adică... De persoană care se îmbrăca atunci. Da, nu știu. Fără copie, fără copii, fără invoz. Nu de ceată. Organizează ce? Urs în consumă. Dacă vă aduc 2 milioane, 1.800.000 de urs, dacă vă aduc 10 urși, 20 de milioane. Dacă vă aduc 50 de urși, 100 de milioane. Dar 50 de urși, dacă vă aduc 50 de urși. 50 de urși. Ce faci 50 de urși, aceea faci și 20. Păi ce zic, da. Da, bine, noi zicând, bine organizat. Să vedem. Că nu mi-a dat niciun răspuns. Ce valoare. Rog, eu chiar cât de mult, așa e urcare, dar... Altă întrebări? Mai dat la pace. Se negociază. Se negociază. Da, se negociază. Să faci din 40 de ani, noi neamă zice o cătăreată și... Depinde că îți dorim să vină, poți să zici că eu vreau 5, dar nu vin. Noi zicem, vinem cu minimul 20. Da, da. 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 Da
Pentru date și obiceiuri s-au alocat o sumă 6.000 de lei, asta vine din 6.000 de lei pentru date și obiceiuri, pentru copii în Podovâna, Blagul de Crăciun, asta vine din 11 lei de copii sau nu știu ce. Deci e mai bogat anul ăsta, moșul, pentru copii. Cu cât e mai bogat? E mai bogat anul ăsta? Cu 2 lei. Cu 2 lei. Mai bogat moșul. Da, da. Nu ce ai dat în două, dar și din Moșnicul ai și din Crăciun. Da, ce serice. Ce serice. Un copitor. Venim vorba de nea lojă de negocieri, să știți că am două persoane în cadrul primului care știu să negocieze. Foarte bine. Știu să negocieze de bine. Și eu, dar, sincer să fiu, cred că negociază mult mai bine decât mine. Adică la negocierea pe fac eu, mai negociază și dumneavoastră o dată și chiar o fac bine. Nu, dar cum vedeți, asta e... Da, așa este. Și aici pot să spun că, da. Uitați, am început lucrarea de la Berșești și chiar se muncește la Berșești. O lucrare, energie, locuie și chiar se muncește. Da, și foarte bine. Și îl fericit tot el, tot vice. Dom'le, fără el, fără vice, nu puteam să fac față. Nu mai pot. E... Adică valoarea costă 1.300.000, fără TVA, fără cheltuieli directe, fără contribuții, dar dacă te duci pe 20% plus 15, plus 15, 30 și peste 50% în plus, 50-55%. Dacă valoarea este de 120.000, deci 1.900.000, mai punem 60%, 700 milioane, asta înseamnă că lucrarea de la greșești apostamentele cu platformele de încrucișare fac 2 miliarde pe proiect. Iar noi, cu ajutorul social, am făcut jumătate din, această investiție, care este 2 miliarde, asta înseamnă 1 miliard, iar noi acum avem cheltuieli odată de 100 de milioane plus 280 de milioane. Deci, în două săptămâni, dumneavoastră noi i-au rămas 600 de milioane. În două săptămâni cu oameni de ajutor social. Și o lucrare simplă, dacă ar fi fost complicată, nu cred că m-aș fi băgat. Dar o cale dintre dumneavoastră, două plase de Buzău, cu călăreț și un cofrag și tot de tot, cumpărat. Adică e simplu, dacă ar fi fost complicat, nu ne-am fi băgat. Dar tot șofor de muncă. Nisip, betonul este foarte scump. Betonul este foarte scump. Este beton B450. Beton rutier, că înseamnă, nu? Nu este rutier. E ăla de 550 rutier. Iar ăla de 550, B550, nu poate fi adus decât pe o distanță de 5 km. În gheață repede. În gheață repede. Dar e strugare, cum vor face dacă ei trebuie să toarnă beton rutier? Nu știu. Eu vă spun că mi-a dat beton rutier pentru zidul de la biserică de la ortodoxi. Știți zidul, da? Nu am găsit pe nimeni care să-mi aducă beton B550 la Berșești. Nimeni! Și când o dat mai zic, nu tărește în mașină, eu nu-ți aduc. Dar ei trebuie să toarnă acum și totuși... Poate nu au fost ei bine organizați, stația bidotană, care nu știu. Nu știu. Deci eu vă spun ce-am putut de la toarnă. Ei nu știu. Vor lua să toarnă de la toți spre și beton rutier. Acolo e încă mai greu de ajuns, nu? E mai greu așa. Nu știu ce să spun, eu știu doar ce am pățit. Da. Mai 450, asta ar însemna prima clasă de beton rutier, cel mai slab. Sunt trei clase de beton rutier. Așa este, e prima clasă. Și cu piatră spartă, doar nu se face cu balastru betonul rutier. Nu e cu piatră rotundă, cu piatră spartă. Nu se face cu piatră spartă. Piatră concasată. Concasată. Piatră spartă, nu? Și eu n-am știut, dar am văzut la Berșești. Piatra aia care s-a pus la Berșești este piatră spartă de care e un Mercuraciuc cu colțuri. Piatra concasată este sub bolovanii care se bagă la turbinele alea și îl sparg.
Asta rotund spartă, e la un cartor rotund. Excelent. Mai e spartă. Un mușcă altă presiază. Nu e diferență. Da. Bine, astea sunt detalii tehnice care... Da, pe care e... Undeva de la ieșire de picoț, prin satul Gărșești, prin stânga, spre văduș ceva, bără, curent acolo, parapet ceva acolo, imaginea de acolo, e prăpastă. Nu? Nu știu, am dat ceva. Dar, știi de ce zic, că dacă unul se ferește la o baie pe dreapta, poți să tot duc acolo. Așa este, așa este. Deci de la fostul nou până la capul fostului pot vechi acolo, vă spun. Mi-a dat un curent de azi, mai am un curent de la acolo la Popovici, dar nu știu cum am găsit eu. Trebuie. Proiectant, dar e dezastru cu acest proiectant. Vreau să spun că vreau să ridicăm și galbul părintelui în sus, că mi-a zis două prima, dar ridicat și galbul meu, adică. Că la un dat vine o soară câți bolțari, îmi dă bolțare și doar atât. Și cimentul. Îi spun, domnule, eu trebuie să-ți bag cu bulghie înăuntru, trebuie să-l tai cu colonescu, dă-mi niște bulghie. Și mie, păi dacă ce fac? Cu ce dau găuri acolo? Că vin găuri cu tigere în picioare, da. Adică, la toți comentanțele este cam teama acum să-ți dea niște sume. Dar zic, domnule, dar eu nu vreau o sumă mare, dați-mi 100 de lei acolo ca să iau niște bulghie și două discuri, nu-ți cer să-mi dai aia. Dă-mi 100 de lei. Dă-mi 100 de lei, adică mi-a dat de cheltuieli mărunte, ca să înțelegeți ce înseamnă cât de... Mi-a dat polistiren, stați așa, că ăla a expandat și extrudat. Expandat care este? Ăla mai gros, mai tar, mai slab. Expandat e mai slab. Îmi dă polistiren expandat, un box, pentru toate acoperamentele, dar tu nu poți urca cu ăla. Pentru că ăla se rupe repede, pentru că n-ai cum să-l bagi, că se rupe. Și-mi dă o valoare de 41 de lei, adică un bag de polistiren expandat. Dar cum poți urca cu el? Ei, vă spun că am cumpărat de bani medici 50 de lei de la extrudat, numai ca să-ți faci treaba ca să stea fix. Și zic, domnule, de ce nu dai asta din ăla? Până acum nimeni nu mi-a dat expandat, mi-a extrudat, dar ăla mai tare. Adică 170 de lei un bag. Adică dăm un bag din ăla, nu dau o bază în ăsta, că nu am ce face cu ea. Da. Și mi-a dat pe material, vă dați seama, mi-a dat pe materiale mărunte, mi-a dat 280 de lei. Păi numai sârma, până acum, pe, hai să zicem, pe jumătate, n-am o jumătate, 40% din acostamente și platformă de înconcișare, am consumat 10 kg de sârmă. Pentru legat firmă, da, da. Călăreție aia. Vă dați seama, nici... 2 milioane îmi trebuie numai sârma, dar îți mai trebuie. Nu o piatră de polidis ca să tai marginea asfaltului. Trebuie să dai cu tânacop. Deci, ne desfăcăm ca între o vezie. Deci, băga la cheltuie de pe vânt. Da, dar nu voia, nu voia, nu se... Acum, cheltuiele astea de pe vânt, nici un proiectant nu se mai hazardează. Înainte se hazardau în sume, acum nu. Adică... Da, dar e de proiect. Vă dau un exemplu. Dacă ei mi-a dat 750 de metri pătrați, munțipul 0,15, mi-a dat 112 metri cubi. Ei, curtea de contru ce spune? Dacă noi turna 15 cm grosimea afarului sau betonului, îți impută toată lucrarea. Dar eu nu pot să torn de 15 cm pentru că nu-i rase. Dar n-ai cum să trobe 5, ori 14 jumătate, ori 15 jumătate. Și tu nu-mi dai nici măcar 5% pierdere. Adică dă-mi ori și mie 5% pierdere, eu nu pot să fac exact. Și aici, dacă este drept, vă spun eu că dacă faceți, puneți două scânduri pe o parte și pe aia, tot nu vă iese 15 cm. Că s-ar putea să trase betonul la un moment dat. Că ori faci prea slab și atunci se lasă dacă nu are fluiditatea respectivă. Și el nu dă nimic. Și a spus, domnul proiectant, nu mi-ați dat nici 5%. A 5% la 110 metri cub, dăm 5%. 4 metri, 5 metri cub, 3 metri cub, îmi pui ușor. Și ce au zis când a spus? Nu a zis nimic. Parcă nici nu m-am luat în seama. De cum? Vorbeai singur? Singur, mă. Singur. Dacă fac o energie, da, descurcați-vă. Descurcați-vă, da, da, dă valoarea atât de mare. Pune utilaj, transport, valori mari și nu dai la... niște valori care sunt pe materiale. Adică tu dai valori mari pe manoperă, pe transport și nu dai pe materiale.
Adică până la urmă, și spuneți, ai valoarea de materiale. Că orice proiect, ala anumită valoare de materiale. Și te uiți acolo, domnule, valoarea de materiale sunt 700.000 de lei. Ei, valoarea manoperei este diferită de un proiectant la altul, dar nu are voie mai mult de 30% să-ți dea, 30-40%, depinde de complexitatea lucrării. Și atunci, dacă valoarea acestei mese este de 700.000 de lei, montarea acestei mese nu poate să-ți dea mai mult de 30%, 25-30%, 7-3-21%, deci valoarea unei lucrări este 910.000. Adică nu te poți să deduci pe 60%, că ți-i împută tot și puțin mai complicat. Alte întrebări? Asta este. Ședința următoare, după. Ședința următoare? Luna viitoare. Eu vă doresc succes în campanie, dar o campanie foarte soare, cu niciunia. Sigur, așa. Ședința de ascultare închisă, punctele au fost aprobate. Mulțumesc.